Dumnezeu este scutul meu. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este pur. El este un scut pentru cei ce își pun încrederea în El. Proverbe, capitolul 30, cu versetul 5. Poporul lui Dumnezeu care ține poruncile stă sub scutul cuprinzător al celui atotputernic. Cel ce locuiește în locul tainic al celui preaînalt va trăi la umbra celui atotputernic. Voi spune despre Domnul. El este locul meu de scăpare și fortăreața mea, Dumnezeul meu. În El mă voi încrede. Cu adevărat, El te va elibera din lațul păsărarului și din ciuma vătămătoare. El te va acoperi cu penele sale și sub aripele Lui te vei adăposti. Adevărul Lui îți va fi scut și platoșa. Dumnezeul nostru are sub ordinile sale cerul și pământul și El știe întocmai de ce avem nevoie. Noi nu putem vedea decât puțin înaintea noastră, dar totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. El stă și tronează mai presus de frământările pământului. Toate sunt descoperite privirii sale divine și din marea și liniștita sa veșnicie, El ordonă ceea ce providența sa vede a fi mai bine. Nici chiar o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Ura împotriva lui Dumnezeu îl mână pe Satana să-și găsească plăcere în a nimici chiar și făpturile necuvântătoare. Numai datorită grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu sunt păstrate păsările, să ne înveselească prin cântecele lor pline de bucurie. El nu uită nici chiar vrăbiile. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Am un apel pentru tine. Dumnezeu este scutul tău, protectorul tău în orice împrejurare. El nu doar te apără de pericolele fizice, ci mai ales de cele spirituale, de frici și îndoieli. Orice încercare ai întâmpina, amintește-ți că El veghează asupra ta și te ocrotește. Alege astăzi să te adăpostești sub aripile sale ocrotitoare. În momentele de nesiguranță sau greutate, amintește-ți că puterea Lui este neschimbată și că El te va proteja prin orice furtună. Crede și încrede-te în promisiunea sa de a fi scutul tău. Meditează la următoarele întrebări. Care sunt mijloacele prin care Dumnezeu este un scut pentru tine? Cum acționează cuvântul lui Dumnezeu ca o apărare împotriva atacurilor celui rău asupra minții? În ce domenii din viața ta ai nevoie să te încrezi mai mult în protecția lui divină? Asemenea, încrederi într-un prieten care se clădește prin experiențele pozitive trăite împreună, tot așa și încrederea în Dumnezeu crește pe măsură ce îl implici constant în viața ta, în fiecare zi. Cheamă-l să fie prezent în fiecare detaliu din viața ta, fie mic sau mare. Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată și vei vedea cum El lucrează în tine o transformare profundă a caracterului. Această schimbare însă cere răbdare și perseverență și multe ocazii de probă, dar poți fi sigur că lucrarea Lui va aduce roade binecuvântate. Amin.